Bună ziua! Ne-am adunat astăzi aici pentru a lansa candidatura mea și a colegilor mei pentru primăria Comunei Săbăoani și a Consiliului Local Săbăoani. Mă numesc Vârgă Florin, am 32 de ani, sunt de profesie jurist și actualmente conduc un atelier de mobilier finanțat prin fondurile Startup Nations. Le mulțumesc pentru participare și prezență astăzi aici, colegilor mei și în special domnului deputat Iulian Bulai, pe care îl invit să ia cuvântul. Mulțumesc mult, Florin! Dragi colegi, dragi oaspeți, dragi săbăuneni, suntem aici prezenți astăzi pentru că noi credem în Florin Vârgă și în echipa de la Săbăoani. Noi credem că după 20 de ani de guvernare PSD, care se vede foarte bine în această comună, care are potențial de mic orășel elvețian, avem nevoie de o schimbare. Nu schimbări mărunte, așa cum s-au petrecut până acum. Un trotuar de 500 de metri de la liceu până la cimitir, un petec de asfalt aici-colo. Și o schimbare radicală pentru această comună minunată, cea mai mare din județul Neamț. Din acest motiv suntem aici. Pentru că schimbările radicale pot fi făcute doar de oamenii competenți, curați și cu bune intenții. Trec foarte des prin Săbăoani. Am multe cunoștințe în Săbăoani. Se poate mai mult. Această comună poate și merită mai mult. Din Săbăoani sunt plecați foarte mulți oameni în străinătate. Știu unde sunt plecați, cei mai mulți în Italia. Și știu că sunt plecați într-o anumită zonă. Știți ce este trist? Că acești oameni sunt ambasadori excelenți ai României în străinătate și în Italia. Și nu numai. Dar acasă nu-i așteaptă nimic bine decât bătrânii care plâng după ei. Astăzi suntem la intersecția drumului care leagă această comună de drumul european. Suntem aici pentru că în loc de pășune, în 30 de ani puteam să avem un parc industrial. În loc de culturi cu producție cu valoare mică adăugată, puteam să avem zeci, sute de locuri de muncă aici, în inima Moldovei. Aici, la granița cu județul Iași. Aici, foarte aproape de unde vor fi două noduri importante pentru autostrada A7. Toate aceste lucruri lipsesc. Nu pentru că nu se poate, ci pentru că nu a fost viziune pentru așa ceva. Suntem, de fapt, aici să le mulțumim tuturor care au contribuit ca această comună să ajungă unde este, dar noi credem că este prea puțin. Acești oameni și această comună merită mult, mult mai mult și această echipă poate să facă această diferență. Suntem aici astăzi împreună și cu colegii veniți din județ pentru că trebuie să vadă și ei potențialul acestei comune. În momentul de față, Consiliul Județean este condus de către colegii celor care conduc această comună. Și se vede foarte bine. Avem în continuare în județ școli fără WC-ul în interiorul clădirilor. Fără apă curentă, fără încălzire. Comuna Săbăoani, cea mai mare din acest județ, nu are chestii elementare de administrație publică. Anume, implementat sistemul de ghișeu.ro. O interacțiune digitală a cetățenilor cu administrația publică locală. Este trist. Această investiție mare, cu un impact uriaș pentru cetățeni, costă foarte puțin. Nu a fost viziune pentru așa ceva. La Săbăoani o să conducem primăria și o să avem majoritate în Consiliul Local împreună cu Florin Vârgă și toată echipa USR Plus de aici. La județ vom face acest lucru împreună cu un om care are o poveste minunată. O să-l prezint acuși. Mai departe, în semnul unității între USR și Plus, vreau să dau cuvântul colegului meu, Ionuț Corbu, membru în birou județean din partea Plus Neamț. Te rog, Ionuț. Mulțumesc, Iulian. Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi aici. Am să vă spun o scurtă poveste. În urmă cu un an jumătate,
nu mă gândeam să fac pasul în politică. Am decis însă să fac acest lucru pentru că nu vreau ca peste 10 ani copiii mei să plece din Roman, de unde sunt eu deloc, așa cum mulți locuitori ai Comunei Săbăoani au făcut-o. Îmi doresc să creăm condițiile așa cum le-am cunoscut cu toții, atât peste hotare, cât și în orașele dezvoltate ale României. De asta am făcut pasul în politică acum un an jumătate. Acum am găsit pe scena politică niște parteneri, cei de la USR, care sunt conduși și au aceleași principii pe care le-am îmbrățișat și noi la începutul carierei noastre politice. A venit această uniune, această alianță între USR și Plus, ca un lucru firesc, ca un lucru normal, care trebuie să existe într-o societate care vrea să se dezvolte. Pentru că unul din principiile noastre este să promovăm și să avem oameni competenți. Iar la Săbăoani, candidatul USR Plus pentru funcția de primar este un om care a demonstrat în mediul privat că se poate și poți avea rezultate dacă ești bine pregătit. De aceea îl susținem astăzi pe Florin pentru funcția de primar al Comunei Săbăoani. Mulțumesc mult, Ionuț! Mulți dintre dumneavoastră din Săbăoani fac naveta la Roman sau Aurul de Traian. Chiar și domnul fotograf confirmă acest lucru. Cunosc un om care face naveta între Shanghai, Hong Kong, Singapore și Australia. Sau între India și Africa de Sud, sau între Brazilia și Europa. Un om care gestionează de fiecare dată când conduce un vas comercial, pentru că este comandant de vas comercial, gestionează milioane de dolari și viața a zeci de oameni. În mâinile unui asemenea om aș încredința oricând județul Neamț. Îl prezint pe Florin Zaharia, candidatul USR Plus la funcția de președinte al Consiliului Județean. Te rog, Florin. Bună ziua, mulțumesc, Iulian, pentru prezentare. Sunt foarte fericit să fiu astăzi înconjurat de atâția oameni tineri, oameni care s-au încăpățânat să nu plece în străinătate sau, dacă au fost pentru o scurtă perioadă, să întoarcă acasă și să implice politic pentru a schimba și aș schimba viața localității și a comunei în care trăiesc, pentru a-și face un viitor pentru ei și familiile lor pe aceste locuri minunate, pentru a crea un viitor și copiilor lor, pentru a nu fi nevoit să plece în străinătate. Aceste minunate locuri, cum a spus și Iulian, ar putea fi ocupate de un parc industrial. Locuri de muncă pentru tinerii din localitate și nu numai, pentru a nu fi nevoiți să facă naveta la Roman sau să plece după terminarea studiilor în marile orașe. Sunt mai mult decât sigur că al nostru candidat Florin Vârgă va ajunge primar în Săbăoani, iar împreună cu ajutorul nostru de la Consiliul Județean vom reuși să schimbăm fața acestei comune și o vom aduce în secolul 21. Mult succes, Florin! Vom fi alături de tine în campanie și vom sărbători împreună după 27 septembrie. Mult succes! Mulțumesc, Florin, așa să fie. Anul acesta, numele de succes, cel puțin un nume, este Florin, și de la Săbăoani și de la Consiliul Județean. Sunt foarte mândru că sunt aici pentru că oamenii din spate vin din mediul privat. Ei susțin economia Săbăoaniului. Ei creează plus valoare și vin cu banii din care se folosesc sursele pentru plata administrației publice locale. Dacă acești oameni știu să administreze bine banul privat în afacerea lor, vor fi capabili să administreze cu brio și această comună atunci când o vor conduce. De aceea voi da cuvântul în continuare colegului nostru Florin Vârgă, candidatul USR Plus la funcția de primar al Comunei Săbăoani, pentru a prezenta această echipă minunată. Florin, te rog! Alături de mine astăzi sunt prezenți următorii: Andreea Imbrișcă, Ramona Ciobanu,
Cornelia Pataki, Lucian Țurcanu, Percă Ioana, Sander Romina, Gal Flavian, Ciobanu Petrică, Vârgă Octavian, Antoci Liviu, Vârgă Gabriel, Dan Alina și Balint Andreea. Aceștia nu sunt toții alături lor, mai sunt câteva zeci, cărora le mulțumesc pentru susținere și regret faptul că n-au reușit astăzi să ajung aici. Alături de toți din echipa mea, pentru Săbăoani, avem pregătite un număr de limitativ de exclusiv de 20 de proiecte, printre care vreau să enumăr două, maxim trei proiecte. Proiectul de referință este proiectul pentru construirea unei zone industriale la Săbăoani. Când spun zonă industrială, ne referim la hale pentru antreprenori, antreprenorii locali din Săbăoani care își vor să-și dezvolte propria afacere și pentru cei care provin din alte medii. Mă refer la locuri de muncă, la locuri de muncă pentru toți cetățenii din Săbăoani, să lăsăm legea ajutorului social deoparte, să nu o mai încurajăm, pentru că avem nevoie de o populație activă. O populație activă este implicit și o populație sănătoasă. Ca și puncte tari pentru dezvoltarea acestui parc industrial în această zonă în care ne aflăm în acest moment, vreau să enumăr apropierea de drumul european E85, ceea ce facilitează conexiunea cu Iași, Roman, Suceava, și în același timp, nefiind în localitate, limitează traficul greu în zonă, ceea ce ne permite să menținem infrastructura la un standard de calitate bun. Un alt proiect relevant pentru noi este reprezentat de amenajarea tuturor intrărilor în comunitate. Sunt momente în care vii seara de la Roman și nu știi unde trebuie să virezi spre Săbăoani. Cred că este cazul ca tot ce înseamnă șanțuri să fie frumos amenajate, să avem iluminare cu LED pe toate străzile din comunitate și toate arterele care aduc trafic în Săbăoani. Un al treilea proiect pe care vreau să vorbesc și o să mă opresc aici este de construirea unui parc pentru panouri fotovoltaice. Știm că instituțiile publice din Săbăoani folosesc în acest moment energie electrică pe care o achită către EON. O să încercăm și o să reușim prin finanțarea unui astfel din parc, prin fondul operațional mediu, să înființăm și la Săbăoani un astfel de parc. În afară de acest imaj, mai avem un altul, unde poate fi făcută o suprafață de 0,75 hectare. Finanțarea alocată este de 200.000 de euro și acești bani ar fi suficienți pentru a asigura necesarul de energie. Vă mulțumesc încă o dată, îmi asigur toți colegii și cetățenii din Săbăoani de bunele mele intenții. Îi mulțumesc lui Iulian pentru tot sprijinul acordat și celorlalți colegi prezenți astăzi aici. Suntem cu toții deschiși, vrem să facem o politică în mod transparent și vrem să fim eficienți, pentru că despre asta este vorba în politică în definitiv. Vă mulțumesc pentru prezență. Haideți să-l aplaudăm, Florin. Mulțumesc, Florin. Mă bucur foarte mult că tranziția energetică reprezintă o prioritate pentru această comună. Acesta reprezintă viitorul. Multe din lucrurile pe care le-ai amintit se pot rezolva cu o intervenție simplă la nivel local. Alte lucruri se pot rezolva cu o intervenție mai amplă la nivel județean sau național. De aceea îmi permit să prezint acum pe consilierii, pe candidații la poziția de consilier județean prezenți astăzi aici la Săbăoani. Așadar, avem pe Corneliu Bontaș, pe Andrei Imbrișcă, deci avem și o săbăuneancă pe lista la CJ din partea USR+, avem pe colega noastră Cristina Năsoi, pe colegul nostru Gabriel Pârțac, evident Florin Zaharia cap de listă. Cam aceștia sunt oamenii prezenți pe lista la Consiliul Județean, care sunt prezenți astăzi aici. Vă mulțumim foarte mult pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o mereu până acum la fiecare alegere. Acum este momentul să facem o schimbare radicală la Săbăoani, pentru că avem nevoie de reforme rapide. Vă mulțumesc, mult succes, Florin, mult succes echipei. Mulțumesc frumos, Iulian. Să fie într-un ceas bun. Doamne ajută-mi.